Salutare, prieteni! Știm cu toții despre porci că sunt grași, stau în noroi și mănâncă, iar carnea lor este folosită pe scară largă în gătit. Aceste lucruri sunt cunoscute de toată lumea. Noi dorim să vă prezentăm câteva informații interesante despre porci pe care probabil nu le cunoșteai, iar dacă vei afla ceva nou, nu uita de like și de abonare la canal. Porcul domestic, al cărui nume comun vine din latinescul porcus, este unul dintre primele animale domesticite de om. În urmă cu peste 10.000 de ani, locuitorii din China, din Orientul apropiat, Mesopotamia, Egipt și din regiunea europeană, unde astăzi se află Germania, au avut ideea independent unii de alții să îmbrânzească porcul sălbatic, așa cum făcuse și cu oaia, capra și bovinele, ținându-l în cirezi, în spații îngrădite, în pădure sau în câmp. Deși multă vreme s-a crezut că porcul domestic este un descendent al mistrețului, în realitate strămoșii celor două specii sunt diferiți. Pe scara evoluționară, porcul se înrudește mai mult cu balenele și hipopotamii și, genetic vorbind, el nu este atât de diferit de om. Inima porcului este la fel construită ca cea umană, iar multe din bolile umane au aceleași manifestări și la porc. Porcii nu au glande sudoripare, le transpiră doar botul. Purceii se vor răcori în noroi. Băile de noroi pentru porci au rolul de a-i menține sănătoși. Noroiul ține la distanță paraziții și îi protejează de razele soarelui. Ei sunt foarte sensibili la temperaturi ridicate. Țăranii știu de cazuri în care porcii pot să moară din cauza că nu s-au putut răcori. Porcii comunică adesea între ei, specialiștii identificând peste 20 de vocalize diferite, mesaje grohăituri, care au diferite semnificații, grohăi de foame, de frică, de apărare, de alăptare, etc. Porcul domestic are o deosebită capacitate de reproducție, în fiecare secundă la nivel global, născându-se în medie 30 de purcei, în timp ce în aceeași unitate de timp sunt sacrificați pentru hrană în jur de 20 de animale adulte. Porcii stau foarte bine cu reîntarea, astfel că se pot reîntoarce acasă de la distanțe destul de mari. În Danemarca, în 1961, o scroafă a dat naștere la 34 de purceluși. Media obișnuită este de la 8 la 10 purcei. O scroafă anual poate să aibă nu mai mult de 16-20 de purcei. Durata medie de gestație fiind de 114 zile. La ora actuală se cunosc în jur de 200 de rase de porci. Porcul adult are 44 de dinți, care cresc în continuu. Porcii pot mânca și digera aproape orice. Au existat chiar cazuri în care porcii și-au mâncat copiii, rudele sau chiar stăpânii, care din diferite motive au căzut la ei în coteț. Spre deosebire de alte copitate, porcii sunt omnivori. În multe religii ale lumii, cum ar fi islamul sau iudaismul, consumul de carne de porc este considerat un păcat, cu excepția cazurilor în care foamea amenință cu moartea credinciosului. Cel mai mare porcel a cântărit 639,5 kg. Porcii sunt înotători buni. Ei pot fi instruiți să facă scufundări, chiar dacă nu sunt înotători înnăscuți. Porcii salvează vieți omenești. Mulți nu știu de fapt că sucul gastric de porc este folosit în fabricarea insulinei. Tractul gastrointestinal, compoziția sângelui și alte caracteristici fiziologice sunt foarte apropiate de cele ale omului. Chiar și laptele femeilor și a scroafelor are o compoziție similară de aminoacizi. Multe boli ale purcelușilor de lapte sunt similare cu cele ale bebelușilor a sugarilor. Teoreticienii religioși musulmani au permis transplantul de organe de porci către persoane cu credință musulmană, în ciuda faptului că este strict interzisă consumul carnei de porc. Porcul are un apetit moderat. Un porc care cântărește 90 de kilograme mănâncă în medie 3,6 kilograme de furaj pe zi, adică 4% din masa sa. Un pelican care cântărește 8 kg zilnic consumă aproximativ 25% din masa sa, deși poate și mult mai mult. Dacă porcul ar fi și el atât de lacom, i s-ar cuveni 22,6 kg de mâncare pe zi. Acest lucru confirmă faptul că cu cât dimensiunea animalului este mai mare, cu atât mănâncă mai puțin. De exemplu, un elefant consumă o varietate de alimente care cântăresc în medie 2% din greutatea sa, iar pinguinul 10%, adică de 5 ori mai mult. Porcii sunt atât de inteligenți încât
Unele studii și clasamente îi plasează printre primele 5 animale din lume la categoria inteligență, alături de câini și delfini. Sunt mult mai inteligenți decât câinii, iar jocurile video cu joystick le joacă chiar mai bine decât unele primate. Pot fi dresați să facă plecăciuni, să se întindă, să se rostogolească, să mâne o turmă de oi, să deschide și să închidă cutii sau uși, să se joace fotbal și multe altele. Mulți instructori spun că este ușor să înveți porcii. Înțeleg totul repede. Desincerii danezi au venit cu ideea unui joc numit Pig Case, în spiritul legislației europene care impune producătorul de porcine să ofere porcilor jucării, cum ar fi bulele de plastic prinse cu lanțuri agățate de pereți, pentru a preveni plictiseala și agresiunile porcilor. Clement Driessen, expert în filozofie la o universitate din Olanda, după ce a vorbit cu fermierii, a decis să creeze ceva mai interesant. A fost inspirat de entuziasmul fermierilor, precum și de curiozitatea porcilor care atingeau cu nasul luminițele de pereți. Semnale luminoase de pe pereți, ghidate de către om, fac animalele să dorească să le atingă cu botul. Acesta este un joc în care omul va mișca semnalul luminos pe ecranul unui iPad și va putea să vadă năsucul porcului pe tabletă, ca și cum animalul se află în spatele unei ferestre transparente. Câștigă doar dacă concomitent dau semnalul luminos, mingea virtuală, în partea în formă de triunghi. Ambii vor fi răsplătiți cu focuri de artificii virtuale. Cine a spus că porcii sunt leneși și lenți? Vă pot demonstra și pot să vă spun cu siguranță că unii porci au petrecut vara mai bine ca unii din noi. Porcii au un miros foarte bun și sunt adesea folosiți pentru a găsi trufe care sunt ascunse de ochii oamenilor sub pământ. Aceste ciuperci sunt considerate o delicatesă și costă în dependență de culoare de la 300 până la câteva mii de euro pentru kilogram. Uneori, porcii sunt chiar în serviciu poliției, fiindcă găsesc după miros cu ușurință drogurile. Apropo, aici merită menționat faptul că omul a domesticit porcul în al doilea rând, după câine. În general, avantajul câinilor în lucru cu oamenii constă în psica lor mai stabilă. Știai că există o scroafă robot? Se știe că dacă scroafa are o mulțime de purceluși, unul sau doi din ei vor muri, cu siguranță. Nu va fi pentru toți suficientă mâncare și atenție. Pentru a salva pe cei mai vulnerabili, compania canadiană Pharmatic a creat un robot special. El nu numai că încălzește și alaptează purcelușii la ore stabilite, dar și cu viță în diferite moduri când cheamă animalele să se hrănească și când le hrănește. Testele la astfel de robot au fost foarte reușite. Robotul a permis să salveze mii de purceluși slabi. Astea au fost curiozitățile despre purceluși. Părerile despre aceste animăluțe le puteți lăsa în comentarii. Și nu uitați să vă abonați! Pa, pa!